Numai puțin de 100 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru ca transportul public să ajungă la standarde europene. Experții Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, care au fost în România pentru a vedea problemele cu care se confruntă transportul din Constanța, au ajuns la concluzia că nu este nevoie de diversificarea flotei RATC, ci de achiziționarea unui singur tip de autobuze. Mai mult, BERT, prin politica de achiziții și politica de finanțare, finanțează doar autobuze, microbuze și mijloace neconvenționale nu finanțează. Dacă va fi nevoie, probabil că vom angaja bugetului local ulterior, dacă va fi necesară o diversificare. Într-o viitoare ședință ordinară a Consiliului Local se vor discuta alte două proiecte ce vizează acest subiect: aprobarea contractului de împrumut și pe cel de garantare. Motivul pentru care a fost preferat un împrumut de la BERD și nu o altă metodă de finanțare a fost explicat de către primarul orașului. BERD are reguli proprii de achiziție, reguli transparente, reguli pe care le girează banca. Conform regulilor BERD de achiziție, după ce se elaborează acest caiet de sarcini, licitația durează maxim 5 luni de zile. Deci, practic, noi avem 3 luni la dispoziție, ianuarie, februarie, martie, și în aprilie să aprobăm caietul de sarcini, iar ulterior încă 5 luni pentru a face achiziția. Până la acest moment nu se știe cu exactitate numărul autobuzelor care vor fi cumpărate. După ce se va semna contractul de împrumut, experții BERD vor reveni la Constanța pentru a face un studiu complet al transportului în comun.